emisiune electorală de promovare. Bună ziua, bine v-am regăsit, doamnelor, domnilor, la o nouă ediție emisiunii Hunedorenii Votează, o emisiune electorală de promovare a candidaților care și-au arătat intenția și dorința de a veni în fața dumneavoastră și de a vă prezenta proiectele pe care le au pentru a dezvolta mai mult comunitatea pe care își doresc să o reprezinte în următorii 4 ani, asta dacă în data de 9 iunie, zi în care vor avea loc alegerile locale, dar și cele europarlamentare, le veți oferi votul de încredere. Ne canalizăm atenția astăzi asupra reședinței de județ asupra municipiului Deva și încercăm să aflăm cât mai multe informații și proiecte pe care parte dintre candidații care, repet, și-au arătat intenția și dorința de a veni în fața dumneavoastră și de a vă spune așa pe larg care le este viziunea asupra acestei comunități. Astăzi, alături de mine, este domnul Ioan Emanuel Clej, candidat AUR pentru funcția de consilier local al municipiului Deva. Bună ziua, bine ați revenit! Bună ziua, mulțumesc frumos pentru invitație, bine v-am găsit. Invitația cumva este făcută de către deveni, dacă putem spune, pentru că ei sunt cei care își doresc să afle și să vă cunoască mai bine, asta pentru cei care nu vă cunosc deja, pentru că sunteți un cetățean al acestui municipiu care a arătat multe dintre problemele cu care se confruntă oamenii, în primul rând, probleme pe care le-ați identificat și dumneavoastră ca simplu cetățean și iată că vă arătați acum intenția de a vă implica mai mult în viața comunității, în casa dumneavoastră, în casa devenilor până la urmă, pentru că Deva cumva asta ar trebui să însemne și pentru administrația locală și pentru oameni. Este adevărat. Deva este și va fi casa noastră și tocmai de aceea trebuie să ne preocupăm în a o administra cât mai eficient, să o menținem curată și să asigurăm toate premisele unei dezvoltări armonioase a noastră, a copiilor noștri, să asigurăm de bunăstarea persoanelor vârstnice, bunicilor, părinților noștri și așa mai departe. M-ați prezentat ca fiind o persoană cunoscută și pot să spun că mă bucur oarecum de o notorietate și de o simpatie, dar și de o antipatie a unora dintre cetățenii cetățeni. Exact, nu există. Când ești doar de apreciat, trebuie să spui un semn de întrebare că ceva undeva înseamnă că nu se desfășoară cum trebuie. Și pentru că de foarte multe ori am prezentat public lucrurile care nu se desfășoară corect din punctul meu de vedere și care nu duc la o dezvoltare a comunității. Astăzi, și ați deranjat prin aceste lucruri pe care le-ați expus. E adevărat că uneori adevărul doare, dar tot ceea ce este adevărat trebuie să tratăm cu seriozitate și din acea durere, între ghilimele, de a prezenta un adevăr sau o problemă cu care ne confruntăm, este firesc și este bine să învățăm. Să învățăm să nu mai repetăm greșelile care poate mare parte dintre ele ne-au fost semnalate și nu le-am conștientizat și atunci nu ar fi un motiv de îngrijorare sau de supărare că cineva arată acolo unde lucrurile nu merg cum trebuie. Bun, ați decis să intrați în această bătălie electorală, să-i spunem. Nu-i bătălie. Din punctul meu de vedere vreau să spun de la bun început. Nu tratez această competiție electorală ca fiind o bătălie. Cred că este vorba despre a ne prezenta pe noi cine suntem, în cazul în care cetățenii nu ne cunosc deja, ce proiecte avem în gând, dar mai mult decât atât, astăzi vreau să vă prezint care ar fi, de fapt, direcțiile strategice de care mă voi preocupa în eventualitatea în care voi reuși să cumulez suficiente voturi care să-mi asigure prezența în Consiliul Local al municipiului Deva. Pentru că astăzi sunt în fața dumneavoastră din postura de candidat al Partidului AUR pentru funcția de consilier local. Și vă spuneam că din punctul meu de vedere, preocupările noastre, a celor care vom accede în Consiliul Local, vor fi de a identifica proiecte, de a genera
hotărâri de Consiliu Local care, duse în aparatul executiv, să fie implementate, bineînțeles, în așa fel încât să atingă rezultatele scontate. Vă spuneam că vreau să vă vorbesc nu despre proiecte, am auzit foarte mulți scandați vorbind despre proiecte, dar niciunul dintre ei discutând despre direcții strategice. Aceste direcții strategice, vreau să vă spun că ele reprezintă de fapt un set de seturi, de obiective și activități pe care noi le stabilim în Consiliul Local pentru a fi puse în concordanță cu misiunea și cu viziunea pe care noi o avem pentru municipiul Deva. Pentru că, virgulă, Consiliul Local este puterea legislativă a comunității locale și primăria municipiului Deva, prin aparatul de specialitate, reprezintă puterea executivă. Așadar, rolul oricărui consilier local este de a identifica soluții la problemele comunității, la a genera proiecte sau să aibă viziune strategică, astfel încât să faciliteze oarecum aparatului propriu al primăriei punerea în practică în vederea soluționării problemelor comunității. Așadar, avem nevoie de strategii. Dar, atenție, este foarte important ca aceste strategii, aceste hotărâri de Consiliul Local să fie clar definite, să fie bine identificate, să fie încadrate în timp, pentru că altfel ne vedem în situația în care prezentăm un proiect de hotărâre de Consiliul Local cu probleme, iar executivul va avea clar probleme în implementarea lui. Nu degeaba spun eu că în ultimii ani municipiul Deva degeaba s-a bucurat de cereri de finanțare care au fost aprobate, contracte de finanțare care au fost semnate, care au produs efecte juridice, bani care au fost alocați municipalității, dar din păcate, pe de o parte, că proiectele nu au fost mature sau au avut anumite vicii în implementare. Pe de altă parte, poate n-am avut oameni suficienți de pregătiți în compartimentul de proiecte europene. Pe de altă parte, poate că achizițiile au fost făcute pe picior. Poate că n-au fost puse suficiente cerințe în caietele de sarcini pentru ca cei care se prezinte în fața la licitație să fie conștienți și noi să ne asigurăm că ei vor fi în stare să ducă la bun sfârșit proiectele. Pe de altă parte, este foarte important ca aceste obiective clar definite să fie și monitorizate, pentru că altfel riscăm să ne trezim, cum am și pățit de altfel, la 31 decembrie 2023, ca mare parte din proiectele care, deși au fost inițiate, au fost generate, au fost contractate, să fie neimplementate. Cine adică ar trebui să monitorizeze asta? Aceste lucrări? Pentru că spuneați că e nevoie și de viziune, e nevoie și de oameni specialiști în atragerea de fonduri europene și de implementarea acestora, dar este nevoie și de verificarea tuturor lucrărilor până la urmă. Tot ce ține de executiv este apanajul administrației locale prin aparatul de specialitate al primarului. Primăria în speță. Și vă spun aceste lucruri pentru că, bun, este evident, trebuie să fie o conlucrare între aparatul Consiliului Local, printre consilierii locali și primar. Iar în ceea ce mă privește, sunt aici în fața dumneavoastră și pentru a reconfirma angajamentul că dacă voi fi investit ca și consilier local, mă voi preocupa să am o colaborare bună cu aparatul de specialitate al primăriei, mă voi pune în slujba acestor funcționari publici și personal contractual pentru a le transfera, pe de-o parte, din cunoștințele, din abilitățile pe care le am în tot ceea ce înseamnă gestionarea proiectelor europene. Sunteți expert nu vă ascund, în accesarea de fonduri din 2007 europene. Mă ocup de fonduri europene, am implementat proiecte a căror valoare cumulată depășește 250 de milioane de euro. Sunt proiecte care au fost implementate în timp, sunt proiecte care toate, dar 100% grad de realizare și-au îndeplinit indicatorii asumați. Sunt proiecte care au adus bunăstare în comunitățile unde am fost implicat. Vreau să evidențiez faptul că și până în prezent am arătat o disponibilitate de a mă implica în comunitatea deveană, fără însă să fiu ales local sau să am o funcție de demnitate publică, dar de Ați foarte multe ori... Ați avut interes să faceți acest lucru? De foarte multe ori, să zic așa, dacă nu de fiecare dată, s-a evitat oarecum în a colabora cu Emanuel Cleș, pentru că mi s-au găsit diferite, cum să spun eu, respingeri de colaborare. Ceea ce m-a făcut de altfel să-mi îndrept atenția și să-mă canalizez către alte instituții publice,
Am colaborat foarte bine cu zeci și sute de primării și, repet, zeci și sute de primării de pe întreg arealul României, unde printr-o deschidere din partea comunităților respective am fost expert în diferite proiecte finanțate din fonduri europene, unde mi-am făcut meseria, am profesat și unde am adus și am atras fondurile respective. Asta vă doresc și bucurat, pentru Deva, să asta îmi doresc și pentru municipiul Deva, pentru că pentru mine este, știți cum, și un regret profesional să știi că poți, să știi că ai dovedit în zeci și sute de proiecte, să știi că ai sute de milioane de euro aduse în România și parte și în județul Hunedoara. Chiar acum, de exemplu, lucrez în județul Hunedoara la un proiect care generează sau va genera un nou spital. Un spital făcut din fonduri europene. Am tot în județul Hunedoara, un proiect mare, de o mare anvergură, implementat, care funcționează, un parc acvatic. Mai mult decât atât, am avut și un succes, o izbândă în ceea ce privește primăria municipiului Deva. Știți că la fiecare sfârșit de an, bugetul pentru anul viitor este pus în dezbatere publică. Am aluat și am răsfoit un pic filele din bugetul propus, lăsat pe dezbatere publică, și am constatat că toți cei din primărie sau cei care l-au inițiat, în speță domnul primar cu aparatul de specialitate, nu vreau să-i induc acum înspre o persoană. Spun doar că am constatat că în cadrul bugetului previzionat sau lansat în dezbatere publică pentru anul 2024, nu exista un proiect care era posibil a fi implementat, pentru care erau fonduri disponibile, și mă refer aici la ceea ce înseamnă producerea de energie electrică din surse regenerabile. Mai mult decât atât, ca să fiu și mai tehnic, deși specializarea mea este în accesare de fonduri europene și nu componenta tehnică, era vorba de realizarea unui parc fotovoltaic care se putea realiza din fonduri europene nerambursabile, cu o cotă de cofinanțare din partea comunității europene de 100%. Adică primăria nu avea niciun cost la ceea ce înseamnă elaborarea acestui proiect. Am avut o intervenție scrisă, de altfel, cu un număr de înregistrare trimisă pe mail către primăria municipiului Deva, iar ca urmare a intervenției mele, pe lista de investiții sau de obiective care urmau să fie finanțate, sau luate în calcul pentru bugetul din 2024, am regăsit și proiectul inițiat de mine, fără să fiu consilier local, fără să am o susținere politică, fără să am o inițiativă, adică din partea unui partid, ca și simplu cetățean. V-a impulsionat și acest episod, să spunem, să mergeți mai departe și să vă doriți să ajungeți consilier local, tocmai pentru a putea să vă implementați mai multe idei pe care le aveți pentru dezvoltarea Devei? Este o dorință pe care am manifestat-o și m-ați întrebat dacă vreau să mă implic și mai mult. Nu vreau să spun că se poate mai mult sau mai puțin. Eu vreau să spun că în tot ceea ce fac și ce am făcut în viața mea, am dat 100% în tot ceea ce fac. Dacă m-am pus să generez un proiect, pe acolo am fost serios. Dacă am avut nevoie să mă odihnesc, nu mi-a plăcut să-mi sune telefonul și așa mai departe. Adică, pentru mine, munca a fost muncă, distracția a fost distracție, timpul petrecut cu familia este timp petrecut cu familia. E bine să dai cezarului și al cezarului, pentru că noi, în viața noastră, în de zi cu zi, avem nevoie de toate câte puțin. Nu se poate nici muncă fără pâine, nici pâine fără muncă. Dar mare mi-a fost supărarea, ca să revin un pic la proiectul despre care vă spuneam, după atâtea eforturi, după cercetări, după soluții pe care le-am identificat, după ce am prins în bugetul pe anul 2024 această idee de proiect, vreau să vă spun că luna martie a fost termenul până la care primăria municipiului Deva putea să depună proiectul pentru a accesa aceste fonduri. E bine, și aici vine dezamăgirea mea și supărarea, că trece iarăși încă un tren cu bani pe lângă noi și se duc bani în alte comunități și noi nu facem investiții. Primăria municipiului Deva nu a depus proiectul pentru că nu l-a generat. Haideți să vorbim, având în vedere că este o emisiune electorală de promovare a dumneavoastră, a candidatului Ioan Emanuel Clej. Haideți să discutăm și despre soluțiile pe care le aveți, despre proiectele, despre viziunea, despre strategiile pe care le aduceți în atenția devenilor. Deci, unul dintre proiecte viza și pe care îl voi relua în mandatul de consilier local, dacă voi obține un astfel de mandat, este referitor la ceea ce presupune energia produsă din surse regenerabile. Iarăși,
Dacă e să dăm un pic timp în urmă la câteva luni, vă amintiți că peste zile din Deva era o lumină de nedescris. Ne-au fost prezentate diverse situații. Ba că nu aveam un contract de mentenanță, ba că s-au făcut lucrări la drumuri și că s-au afectat rețelele, ba că spunea unii că nu s-a plătit curentul, ba diverse scuze, dar care n-au schimbat cu nimic soluția. Eu îmi propun ca prin această măsură și prin accesarea fondurilor europene să reușim să generăm un parc fotovoltaic pentru a produce energie regenerabilă pentru consumul propriu. Am văzut și alți cunoscători între ghilimele care spuneau că ei vor să devină și prosumatori, ca primăria să vândă energia. Nu se poate așa ceva, nu vom primi bani ca să devenim prosumatori și atunci reiterez faptul și spun că proiectul va viza doar consumul de energie din surse proprii. Asta înseamnă o reducere substanțială probabil a costurilor pe de o parte. Pentru facturi. Haideți să vedem beneficiile acestui proiect. Pe de o parte, primăria municipiului Deva pune la dispoziție un teren de unde primim bani 100% nerambursabil, deci nu avem cotă de cofinanțare să spui că avem un efort din buget, că bugetul de investiții 4 milioane de euro. Atât avem, da? Bun, mai avem credite care le putem accesa de la bancă ca să cofinanțăm proiectele. Dar aici avem zero costuri pentru noi. Facem proiectul, amplasăm panourile fotovoltaice. Acum tehnologia, am înțeles că a evoluat așa de mult încât un panou fotovoltaic are o durare de viață de exploatare de undeva de peste 15 ani. Deci 15 ani această investiție produce energie pe care tu ce poți să faci cu ea? Să o consumi pentru propriul consum. N-am voie să produc mai mult, nici măcar un kilowatt, mai mult decât consum. Dar ce-ar fi să vă imaginați că, de exemplu, în fiecare lună nu vom mai fi nevoiți să scoatem din buzunar sau, în speță, din bugetul primăriei bani pe care să-i plătim către furnizorii de electricitate pentru că ne vom produce singuri energia. Sau măcar componenta de energie, partea de energie pe care putem să o producem prin acest parc fotovoltaic să nu fie plătită. Aici deci, vă referiți parte, la iluminatul public. Iluminatul public stradal, da, la încălzire, instituții, la tot ce înseamnă. Tot consumul pe care primăria și unitățile subordonate și școlile, evident, pentru că sunt tot în coordonarea, să spun așa, și sunt tot imobile ale primăriei, le avem. Și atunci, pe de o parte, producem energie electrică gratis, de la soare, pe de altă parte, banii pe care nu-i mai plătim la furnizori, îi putem investi în comunitate. Îi putem să îi folosim ca și cofinanțare la alte proiecte de fonduri europene, îi putem să gândim programe de after school pentru tineri, pentru adolescenți, putem să generăm locuri de parcare smart parking, pentru că astăzi am și o listă cu proiecte pe care le-am generat și pe care le voi trece într-un plian cât de curând și îl voi disemina către cetățenii municipiului Deva. Vă spuneam că pe lângă acest proiect de energie regenerabilă, eu cred foarte mult că în anul 2024 este anul în care primăria municipiului Deva trebuie să înceapă un program complex de digitalizare. Digitalizare a activității primăriei, precum și a serviciilor publice. Fie că discutăm despre întreținere, gospodărire, stare civilă, știu eu, inclusiv clubul sportiv municipal. Ce rol are această digitalizare? Pe de o parte, face mai accesibil interacțiunea dintre cetățean și instituția publică. Asigură transparență, asigură o implicare sporită a cetățenilor în ceea ce presupune procesul decizional și administrativ. Deci eu cred că acest program este necesar. Vor veni fonduri prin cadrul programului regional deci 2021-2027 Vest. Pentru... Da, se va lansa curând. Trebuie doar să fim pregătiți. Sper ca acest program să fie operațional după data de septembrie și sper deopotrivă să și ocup un loc de consilier local ca să le spun colegilor mei consilieri care vor fi alături de mine în Consiliu și domnului primar și viceprimarilor și administratorul public, haideți, oameni buni, să punem mâna și să ne apucăm de treabă. Au fost suficienți atâția ani pe care i-am pierdut, atâtea oportunități care au trecut pe lângă orașul nostru și pe care n-ați vrut să și n-ați putut să le fructificați. Haideți să încercăm pe un mandat nou de consilieri locali, de primar, nu, de viceprimari, de city manager, de oameni care din primărie să punem lucrurile, pentru că eu vreau să cred că și îmi place să cred în Deva în care se poate. Este, nu știu,
Mă duc până la Alba Iulia, fac jumătate de oră pe drum și văd că se poate. Mă duc la Hunedoara și văd că se poate. Mă duc la Timișoara, Arad, Cluj, nu mai zic, București și văd că se poate. Și sunt ferm convins că și în Deva se poate. Dar este nevoie să avem capacitatea să ne punem la aceeași masă, să generăm proiecte, să nu ne mai batem cu pumnul în piept că e proiectul meu, al tău. Nu. Sunt proiecte noi, la început de mandat 2024, pe care le asumăm, le votăm în Consiliul Local, mergem cu ele în aparatul de executiv, avem o echipă de oameni care, dacă nu sunt specializăm, îi specializăm pentru că sunt fonduri pentru formarea profesională a angajaților și trecem la treabă. Deci vreau să fac lucrul ăsta. Mai mult decât atât, îmi doresc foarte mult ca în primăria municipiului Deva să guverneze transparența publică. Vreau să înțeleagă toți românii, toți hunedorenii, toți devenii, toți cei care au ocupat funcții publice sau care vor ocupa funcții publice, că cei care se angajează la o astfel de activitate, își asumă o astfel de poziție. Pe de o parte, consilier local, dintre care doi vor ajunge viceprimari, primar, că sunt funcții alese, sau cele numite, mă refer aici la administratorul public, vreau să fie conștienți de faptul că noi mergem acolo ca să ne punem în slujba cetățeanului. Asta nu înseamnă că suntem, cum să spun eu, suntem trași de umăr pe stradă de orice cetățean, trebuie să avem un respect, dar vreau să înțelegem că prioritar pentru noi este să urmărim bunăstarea populației. Și atunci e momentul T0 2024, când cred eu administrația publică poate să aibă un upgrade la maturitatea politică, la înțelepciune. Eu m-am săturat să văd chiar și în Consiliul Local se ajunge până într-acolo încât pentru a nu da cuvântul unui contestatar care îți contestă o măsură cu care nu este de acord, deși votat pe ordinea de zi, să scoți punctul diverse. Nu sunt de acord cu dictatura, aveam 6 ani la Revoluție, dar să știți că toți cunoscuții, toți prietenii, toți apropiații îmi spuneau că au fost oameni care și-au dat viața tocmai pentru o Românie liberă, o Românie în care să poți să îți expui punctul de vedere, să fii și sancționat dacă induci la o pătare a imaginii celui cu care ești în dialog. Deci nu ați fi de acord în cazul în care ați fi consilier local, nu ați fi de acord niciodată, cu astfel de măsură. Niciodată nu am fost, nu voi fi de acord ca să cenzurăm, între ghilimele evident, accesul la informația unor persoane, să le cenzurăm dreptul de a se manifesta și de a vorbi liber în ședințele de Consiliul Local, cu atât mai mult cu cât noi, prin tot ceea ce facem, indemnizația mea de ca viitor consilier, salariul pe care, indemnizația pe care o primește primarul, salariile pe care le primește din primărie, sunt achitate din contribuțiile, adică taxele și impozite, pe care acei cetățeni le plătesc și pentru care noi suntem acolo. Eu cred că din 4 în 4 ani, și cred că România este un stat, trăiește într-o democrație participativă și reprezentativă. Pe de o parte, participând la vot, mergem și desemnăm pe cei care ne vor reprezenta. Dar asta nu înseamnă că odată ales într-o funcție publică, faci abuz de poziție dominantă, îl numesc eu, prin faptul că, ok, e suficient că odată la 4 ani mergi și votezi și 4 ani stai acasă și nu ai ce să comentezi. Nu sunt de acord cu asta, am suferit mult pentru că am văzut că sunt principii nesănătoase care au fost implementate în Consiliul Local. Sufeream când vedeam că sunt consilieri locali care sunt dispuși să calce pe principiile democrației și să cenzureze, zic eu, libera exprimare a cetățenilor în ședințele de Consiliu Local. Deci, o altă direcție strategică se referă la transparență și informarea corectă și în cel mai scurt timp posibil a cetățenilor cu tot ceea ce presupune activitatea primăriei, legislativul local, disponibilitățile bănești, inclusiv tot ceea ce înseamnă dezbateri publice și consultare publică. Pentru că la ceea ce am văzut eu în ultimii ani și cu care n-am fost de acord, mi se pare inadmisibil ca pe de o parte să ne plângem că nu avem teren să generăm investiții noi, că nu e așa, suntem deficitari în ceea ce înseamnă proprietate publică de teren în patrimoniul primăriei, dar pe de altă parte, tot primăria municipiului Deva prin Consiliul Local în ultimii 4 ani au inițiat 10 de proiecte de hotărâre de Consiliul Local care vizau vânzarea pe părticici de teren. Ori atunci nu poți să spui că ești decât ipocrit, să spui că nu mai am teren, dar tu ești cel care, adică te plângi de ceea ce faci.
Da, să trebuie vedem să avem mai departe, pentru mergem mai avem, cred că vreo 5-6 minute din această emisiune. Timpul trece foarte, foarte repede. Multe proiecte. Am văzut că ați venit cu o listă generoasă de proiecte. Vă spuneam, un proiect sau o direcție strategică asupra cărei mă voi focusa se referă la digitalizarea serviciilor publice, care presupune inclusiv componenta de Smart City. Un oraș inteligent, cum vreau să cred că este deva și sunt convins că așa este și vreau să-l fac începând cu anul 2024 din poziția de consilier local, este orașul care are accesibilitate pentru, pe de o parte, pentru cetățeni, pe de altă parte, pentru vizitatori și pentru turiști. Vreau ca stațiile de transport în comun să fie accesibile, să avem informații. Este inadmisibil ca un proiect de 10 milioane de euro să nu fie implementat nici astăzi, deși banii au fost blocați pentru primăria Deva. Vreau dinamizarea activității, vreau implementarea cât mai multor astfel de proiecte, pentru că iarăși banii sunt accesibili prin POR 2021-2027 și mă voi preocupa în mod personal, fără niciun interes, pentru că eu, ca și consilier local, nu pot să fiu remunerat pentru ceea ce fac în cadrul primăriei și nici măcar nu am, dar promit să inițiez proiecte de hotărâre de consiliu local, să le pun fizic în ședința de consiliu local și să rog frumos pe domnii consilieri locali să analizeze oportunitatea, necesitatea unui astfel de proiect. Mai mult de atât, v-am spus că mă interesează foarte mult și programele educative, pentru că am considerat că în municipiul Deva este nevoie de un program after school. Și ceea ce voi iniția, am și găsit fondurile disponibile, va fi un program de after school pentru toți copiii deveni. Deci sunt foarte mulți. Sunt pentru toți. Sunt bani. Știți câți dintre copiii devenilor urmează astăzi un program de after school? Cât? Vreau să vă spun că un program de after school este undeva cam 29 de lei pe zi. În ideea în care sunt undeva cam 21-22 de zile lucrătoare sau școlare, vreau să vă spun că bugetul alocat unui astfel de copil nu depășește 600-700 lei, cu tot cu ceea ce înseamnă. Dar nu toți părinții își permit să... Eu nu pot să oblig pe nimeni, plătească. Dar pe de altă parte m-aș foarte bucura ca și din poziția de consilier local, împreună cu aparatul primăriei municipiului Deva, să oferim această oportunitate celor care sunt interesați. Categoric că nu este o constrângere, dar vreau să vă spun că sunt foarte mulți părinți care, pentru care cei 600 de lei sau 700 de lei cât costă un program after school, contează foarte mult în economia financiară a familiei lor. Pe de altă parte, dacă vom reuși, pe de o parte, cu componentă nerambursabilă și cu componentă din bugetul propriu, pentru că nu-mi fac griji că nu găsesc bani. Sunt bani, doar că ei sunt investiți necorespunzător. Prea multă risipă de bani publici am făcut pe lucruri care sunt inutile și eu zic că acești bani am putea să-i ducem din cei 4 milioane de euro din investiții în programe de after school. Mai mult decât atât, am un alt proiect, locuri de parcare inteligente, ieftine și accesibile. Vreau parcări smart parking, inteligente, integrate în componenta de Smart City, vreau să fie accesibile. Eu nu vreau să mai implic asociații de proprietari să ajungă cetățenii să se certe, să se dușmănească pe casa scării, că vezi, Doamne, n-are loc de parcare, să meargă la primărie să nu fie băgați în seamă. Nu. Și este o problemă generalizată. Vreau locuri de parcare rezidențiale accesibile prin faptul că voi implementa o platformă unde fiecare cetățean locatar al unui cartier, pe stradă, pe bloc, să-și poată concesiona, închiria un loc de parcare de acasă. Scanezi, introduci în platformă, vezi locurile de parcare care obligatoriu vor trebui să fie trasate și identificate de către SPIGM. Nu mai parchează fiecare unde vrea, pe locurile vezi și așa mai departe. Serviciul în subordinea primăriei. Nu mai am nevoie nici de mașină de ridicat de pe locuri, pentru că oamenii vor fi disciplinați. Dar pentru asta am nevoie să le ofer platforma, infrastructura necesară ca omul să fie civilizat. Deci locurile de parcare se pot rezolva prin aceste platforme smart parking, accesibile printr-o platformă digitală, evident, unde îți faci controlul de acasă. Pentru asta ar trebui dacă și astăzi, extinderea numărului locurilor de parcare, pentru că este aici o problemă foarte mare. Locuri de parcare smart parking, să știți că se referă atât la parcări subterane, cât și supraterane. Sunt atâtea locuri, parcări de quartal, să le spun eu, unde putem genera noi locuri de parcare, iar mergând pe
verticală, este clar că putem avea până la 3-4, regimul de înălțime n-ar trebui să depășească sau să iasă din specificul zonei respective, vom putea genera locuri de parcare cu până, hai să spun, oricum avem 4 etaje, 4 niveluri, ne putem încadra în aceste... Dar spuneți că DEVA este deficitară, mă rog, primăria la, în ceea ce privește terenurile pe care le mai corect are și atunci ați identificat și o soluție de a achiziționa decizională, poate anumite spații unde să amenajați aceste locuri de parcare evident, noi? Evident că sunt atâtea terenuri printre locuri care, pe de o parte, fie au dimensiuni mici, 150 de metri amprenta la sol pe care nu poți să construiești, pentru că nu-ți dă voie planul de ocupare a teritoriului, da? Dar atunci poți avea o discuție și chiar voi încuraja parteneriatul public-privat. Nu mă interesează să fiu neapărat stăpânul. Eu vreau să am facilitatea pentru cetățean. Mi-este egal că administrez eu ca și administrație locală acea parcare sau că găsesc bunăvoința unui antreprenor, căruia poate chiar eu să-i acord facilități, pentru că este antreprenor local, generează locuri de muncă, evident, parcarea vrea să fie întreținută cu camere de supraveghere, pentru că astfel vom descuraja și delicvența juvenilă sau așa mai departe, da? Nu o să mai găsim mașini avariate, nu o să mai găsim... Vedeți că în fiecare zi spun, domnule, au venit pe stradă, mi-au rupt oglinzile, da, mi-au spart parbrizul, mi-au tăiat cauciucurile. Suntem numai... la finalul emisiunii, domnule. Am spus de energie regenerabilă, am spus de transparență decizională, vreau să fac și un parc zoologic la DEVA, pentru că eu cred că nu-mi place cum sună grădină zoologică. Vreau să fac un parc zoologic pentru că am constatat copiii de vârsta fiicei mele, la 8 ani, nu știu cum arată o vacă. N-au interacționat cu un animal, cu un cal, cu o vacă, cu o oaie, cu așa mai departe. Cred că astfel de animale domestice care stau în gospodăria bunicilor noștri și la care noi am avut acces, în parteneriat cu Inspectoratul Școlar Județean, cu școlile, să facă această grădină zoologică să fie deschisă și vizitatorilor, evident, cercetare, să cunoască natura și mediul înconjurător. Din păcate, nu mai avem timp astăzi. O să termoficarea orașului data viitoare este o problemă. O notăm și o să discutăm și despre termoficarea orașului cu siguranță. În final, o să vă las să transmiteți un mesaj tuturor devenilor, acelora care își doresc să fie alături de dumneavoastră în continuare. În finalul acestei emisiuni, pentru că sper să mai ajungem dumneavoastră în platou și cât de curând, vreau să vă spun, dragi deveni, că 9 iunie poate să reprezinte pentru noi, pentru dumneavoastră, momentul de la care relansăm municipiul DEVA. Cred că DEVA poate să genereze locuri de parcare, locuri de muncă, servicii publice accesibile și tocmai pentru acestea eu vă invit să mergeți la vot, să votați poziția 2 pe lista de consilieri locali. Candidez pentru o funcție de consilier local din partea Partidului AUR și am speranța și convingerea că împreună putem să facem DEVA așa cum ne dorim. Vă mulțumesc, domnule Cleș, mult succes vă doresc și vă aștept să discutăm în continuare despre proiectele pe care le aveți pentru mulțumesc DEVA frumos și pentru Deveni. Vă mulțumesc și dumneavoastră, doamnelor, domnilor, că ați fost alături de noi. Rămâneți în continuare pe Hunedoara 1 TV. Numai bine!